Salutare, prieteni! Sunt Stellarium și eu o să vă prezint episodul de astăzi despre situația din Australia. Cum ar fi fost dacă ar fi ars în totalitate? Aveți în descriere și canalul meu, iar dacă nu sunteți deja abonați, vă aștept și acolo cu mare drag. Să începem! Din septembrie 2019 până în ianuarie 2020, incendiile forestiere din Australia au distrus 60.000 de kilometri pătrați de teren, adică mai mult decât întreaga suprafața Croației sau de aproximativ două ori suprafața Moldovei. Și aceasta este doar începutul. Focul continuă să distrugă totul în cale și nu există semne că s-ar opri prea curând. Deci ce s-ar întâmpla dacă toate incendiile se răspândesc pe întreg continentul? Poate Australia să se refacă complet în urma devastărilor produse de incendiile forestiere și cum va fi afectată restul lumii? Haideți să aflăm! Înainte să vorbim despre ce efecte devastatoare ar avea focurile dezlănțuite pe întreaga suprafață a Australiei, haideți să aflăm cât de destructive sunt ele în prezent. Incendiile naturale sunt focuri lente, cu putere termică mare, care de obicei se sting după doar câteva minute și sunt de cele mai multe ori declanșate de surse naturale, cum ar fi fulgerele. Unele incendii naturale au izbucnit chiar și în mijlocul deșerturilor australiene, fără niciun motiv, însă în apropierea zonelor populate, incendiile naturale sunt cauzate de țigări, arcuri electrice, focuri de tabără, iar câteodată oamenii le cauzează de bunăvoie, fără să se gândească la consecințe. În unele situații sunt folosite focuri controlate cu scopuri de a opri răspândirea incendiilor de vegetație, dar uneori o combinație de factori precum seceta severă și valuri de căldură usucă toată fauna, care în cele din urmă devine combustibil natural. Motivul pentru care vântul e atât de important în această ecuație este nu numai pentru că oxigenul adus de el alimentează intensitatea incendiilor, dar dictează în același timp și direcția flăcărilor. După cum putem vedea aici, din datele focurilor active, răspândirea incendiilor din ultimele săptămâni se îndreaptă rapid către sud, care se întâmplă să fie și direcția vântului. Partea proastă este că meteorologii au prezis că vântul va deveni și mai puternic în următoarele săptămâni. Viteza la care se deplasează incendiile naturale este foarte mult influențată de regiunea unde au izbucnit și perioada anului. De obicei, sezonul uscat în Australia are loc în lunile, decembrie, ianuarie și februarie, iar cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată pe acest continent a fost pe data de 18 decembrie 2019, cu o medie a temperaturilor maxime de 41,9 grade Celsius. Din păcate, se estimează că în estul Australiei sezonul secetos se va întinde până în aprilie 2020. Toate aceste lucruri înseamnă că incendiile forestiere vor continua să se răspândească rapid, întrucât vor fi alimentate cu oxigen adus de vânt și climatul cald, care nu opune nicio rezistență. Dar pe coasta de vest și de sud a continentului, între lunile ianuarie și aprilie, se estimează că atmosfera va fi mai umedă decât de obicei, iar cel puțin din punct de vedere istoric, un climat umed oprește răspândirea flăcărilor în acele zone. Însă, de ce sunt incendiile naturale atât de rele? Cercetările recente arată că deficitul precipitațiilor dintre ianuarie 2017 și august 2019 a cauzat o secetă masivă în cea mai mare parte din zona coastei de sud și est a Australiei, unele zone prezentând cele mai scăzute precipitații înregistrate vreodată, iar în foarte puține locuri, precipitațiile au fost foarte puțin peste medie. În același timp, în New South Wales și în zonele din apropierea orașului Brisbane, a fost stabilit recordul pentru cea mai scăzută umiditate a solului din toate timpurile. De asemenea, anul 2019 a adus cu el umiditate scăzută și vânturi de viteză mare, iar toate aceste elemente extreme au alcătuit un cocktail sec, greu de ingerat. Până acum, incendiile naturale din Australia au distrus o zonă de două ori mai mare decât pădurea amazoniană, care a ars anul precedent, fără să dea semne că se va opri curând. Chiar dacă incendiile au izbucnit la marginile celor mai populate zone din Australia, flăcările nu sunt singura îngrijorare a oamenilor. S-a raportat că norul de fum eliberat în atmosferă are un diametru de peste 5,5 milioane de kilometri pătrați, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din dimensiunea Europei. Din fericire, acesta este purtat de curenții din aer în afara continentului până în Noua Zeelandă, ceea ce înseamnă că nivelurile de poluare ale mediului ambient au crescut brusc în zonele de coastă afectate. Concentrația ridicată a particulelor poluante cauzează probleme respiratorii, dar expunerea pentru o perioadă mai lungă de timp poate declanșa afecțiuni grave precum atacul de cord și accidente vasculare cerebrale. Totuși, nu v-am prezentat bomboana de pe tort. S-a raportat recent că puterea și intensitatea incendiilor forestiere din Australia provoacă propriul fenomen meteorologic numit furtuna pyrocumulonimbus, sau cum este numit de NASA, dragonul de nori care suflă foc. Acesta este de fapt un proces complex în care fumul unui foc intens este propulsat în atmosferă de curenții ascendenți și devine parte din nor.
nimic ieșit din comun până acum, doar un fenomen meteorologic. Problema e că precipitațiile furtunii se evaporă înainte să ajungă la sol din cauza căldurii foarte mare a aerului. Prin urmare, ploaia furtunilor nu stinge incendiile, însă produce fulgere care la rândul lor vor aprinde mai mult focuri. Este într-adevăr un cerc vicios. Înainte să afli dacă Australia va arde complet din cauza incendiilor forestiere, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi la canalul nostru. Ne-ar ajuta foarte mult. Văzând cât de rapid s-au răspândit incendiile forestiere până acum, este ușor să ne gândim la ce este mai rău. Dar bazat pe rapoartele focurilor și opiniile experților, ultimele incendii naturale nu vor mistui complet Australia. Întrucât continentul e atât de mare, mai puțin de 1% din suprafața sa totală a fost distrusă de flăcări. Haideți să punem pe masă niște cifre. De când a început sezonul incendiilor naturale, în luna septembrie, s-a raportat că o suprafață de aproximativ 60.000 de km pătrați a ars în Australia. Până la începutul lui ianuarie au trecut în jur de 124 de zile, ceea ce înseamnă că a fost pierdută o zonă de 483 de km pătrați zilnic, adică o suprafață mai mare decât țara insulelor Barbados din insulele Caraibe a fost mistuită zilnic de incendii. Însă dacă raportăm aceste numere la suprafața totală a Australiei, care ocupă 7.617.930 de km pătrați și eliminând zona deja afectată de flăcări, ar fi nevoie de 16.000 de zile ca fiecare centimetru al acestui continent să fie distrus de incendiile naturale, adică mai mult de 44 de ani, sau luna noiembrie a anului 2063 dacă vrei să treci data în agendă. Deci Australia nu va fi mistuită în totalitate de flăcări prea curând, în ciuda imaginilor și videoclipurilor apocaliptice de la fața locului. De asemenea, precipitațiile care vor cădea în următoarele luni o să excludă elementele care alimentează incendiile forestiere în prezent, dar de dragul teoriilor să presupunem că acest scenariu a fost posibil și s-a întâmplat. În acest caz, care vor fi efectele resimțite la nivel global cauzate de acest eveniment catastrofal? Haideți să începem cu aspectul economic. Priviți acest grafic care ne arată o repartizare a PIB-ului din Australia pe sectoare. PIB-ul înseamnă produsul intern brut, iar cu ajutorul acestui indicator se măsoară valoarea bunurilor și a serviciilor produse într-un an de țara respectivă. În prezent, PIB-ul Australiei este cuprins între 1,3 și 3 trilioane de dolari americani, iar în scenariu ipotetic creat de noi o să scadă drastic. Culorile graficului nostru reprezintă diferite sectoare economice, de la cele primare, cum sunt agricultura și mineritul, la sectoare secundare, adică procesul de fabricație al produselor, apoi sectorul terțiar sau al serviciilor, alcătuit din comerț, sănătate, educație și așa mai departe, și sectorul quaternar, reprezentat de servicii de înaltă calitate intelectuală, cum ar fi cercetare, dezvoltare, inovare, informare. După cum puteți vedea, datorită faptului că Australia este o țară puternic dezvoltată, majoritatea economiei sale este bazată pe ramura serviciilor care la rândul ei nu poate funcționa în parametrii normali fără sectorul primar și secundar. Prin urmare, economia continentului ar fi distrusă dacă un incendiu forestier va mistui țara în totalitate. Mineritul și terenurile agricole vor fi devastate în întreaga țară, iar efectele negative vor fi simțite la nivel global, pentru că Australia este cel mai mare producător de minereu de fier din lume. Australia contribuie la peste 50% din totalul exporturilor mondiale de minereu de fier. Fără abilitatea de a continua să exploateze și să transporte aceste materii prime, deficitul bugetar va avea un efect catastrofal pentru infrastructura și industria construcțiilor din întreaga lume. Poate fi atât de dăunător încât să stopeze proiectele imobiliare majore și în cele din urmă să provoace o creștere a prețurilor, bunurilor și serviciilor la nivel global. Pe scurt, toate sectoarele economice ar fi distruse imediat, cu fabricile de producție, serviciile de utilitate și sistemul transporturilor arse din temelie. Aceste industrii nu vor mai exista pur și simplu. Turismul ar fi de asemenea anihilat din prima zi, pentru că nu sunt foarte mulți oameni care ar plăti să vadă un oraș fantomă carbonizat. Ar cauza de asemenea migrarea întregii populații. 24 de milioane de oameni ar rămâne fără casă, asta dacă incendiile nu vor provoca decesul a sute de mii de oameni. Chiar dacă locuitorii țării vor reuși să fugă din calea focului pe termen scurt, efectele sale vor persista și va forța emigrarea în masă a cetățenilor Australiei. Chiar dacă Australia are o populație migrantă, formată de 7 milioane de oameni care s-ar putea întoarce în țara lor natală, 70% din populația țării e formată din australieni jet-be-jet. Tendințele actuale ale migrației arată că 40% din imigranții australieni s-au mutat în Marea Britanie, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii. Această acțiune va pune presiune mare pe țările din întreaga lume, iar Australia se va confrunta cu migrarea valorilor țării, împiedicând reclădirea industriilor și a serviciilor. Deci, este clar că un incendiu care ar acapara întreaga țară va crea un scenariu apocaliptic pentru Australia, însă vor exista și câștigători la nivel global.
Din cauza prețurilor ridicate pentru produsele obținute din minereul de fier, alți producători mondiali vor avea o cerere mai mare pe piață. Țări precum Brazilia, al doilea cel mai mare exportator de minereu de fier, ar beneficia în urma distrugerilor economice provocate de incendiile forestiere, precum și alte țări cu o industrie minieră dezvoltată. Cu atât de multe afaceri bazate pe serviciile economice din Australia, incapabile să funcționeze eficient pentru o perioadă lungă de timp, țări precum Statele Unite și Marea Britanie vor prospera din punct de vedere financiar. Studenții universităților vor studia în Europa și America, iar industriile cu valoare ridicată, cum sunt finanțele și asigurarea, vor înflori în centrele economice precum Londra și New York. Țările puternice ar beneficia de asemenea de fluxul muncitorilor australieni și capitalul uman. Este un scenariu trist, dar de-a lungul timpului Australia poate fi reclădită. Pagubele vor fi comparabile cu orașele distruse în cel de-al doilea război mondial, dar despre deosebire de perioada de după război, Australia poate recunoaște o perioadă de expansiune economică datorită investițiilor mari care o să o ajute la reconstruirea infrastructurii țării. Problema este că ratele dobânzii vor fi exorbitante din pricina faptului că investitorii vor cântări posibilitatea ca noi incendii să apară în viitor. Totodată, reclădirea țării va oferi recompense uriașe pentru cei care vor fi capabili să valorifice aceste oportunități. Totuși, incendiile o să lase în urmă un dezastru ecologic uriaș dacă toată Australia ar arde. În prezent se estimează că peste 500 de milioane de plante și animale au pierit în flăcări, incluzând 30% din populația din koala, devenind o specie pe cale de dispariție. Animalele și plantele care nu se mai găsesc în altă parte pe planetă sunt acum în pericol de dispariție, nu numai datorită focului în sine, ci din cauza foametei. Dacă vor avea loc incendii care o să mistuie întreaga Australie, ca în scenariul creat de noi, animalele care vor supraviețui vor fi lăsate fără o sursă de hrană sau apă. Animalele precum koala, cuoca, nu vor mai exista în habitatul natural și asta nici măcar nu este cea mai rea parte. Spun asta din cauza faptului că intensitatea și frecvența incendiilor naturale cresc de la sine, fiind alimentate de factorii de mediu enumerați la începutul videoclipului. Dioxidul de carbon rezultat în urma incendiilor este unul din gazele cu efect de seră care absorb radiația și împiedică căldura să treacă de atmosferă, provocând o creștere semnificativă a temperaturii planetei noastre. Dintr-o bază de date privind emisiile incendiilor globale creată de NASA, se crede că incendiile forestiere din prezent au produs 300 de milioane de tone de dioxid de carbon până acum. Dacă luăm în considerare faptul că dioxidul de carbon emis în 2018 de Australia a însumat 532 de milioane de tone, atunci ne dăm seama că incendiile naturale de la sfârșitul anului 2019 au produs 2/3 din bugetul dioxidului de carbon care trebuia emis într-un an. Ce cantitate de dioxid de carbon va fi emisă în urma scenariului nostru unde toată flora, fauna și clădirile din Australia sunt mistuite de flăcări? Pe baza acelorași date de la NASA, luând în considerare faptul că Australia este alcătuită în cea mai mare parte din deșert și zonele urbane cu o mulțime de componente ușor inflamabile, dacă întreg continentul va arde în ritmul actual, ar fi produse în jur de 54 de miliarde de tone de dioxid de carbon, adică de 100 de ori mai multe decât în 2018 și de 1,5 ori mai multe emisii la nivel global. Cu o cantitate atât de mare de carbon în atmosferă, oamenii vor suferi mult mai mult decât din cauza unei cețe de fum sau unui cer apocaliptic. Dacă emisiile dioxidului de carbon s-ar dubla, ne vom confrunta cu o creștere drastică a temperaturilor medii la nivel global. Deci, după cum putem vedea, incendiile forestiere sunt un dezastru pentru Australia și ar trebui oprite cu orice preț înainte să aibă efecte la nivel global. Însă cu toate acestea nu trebuie să fim pesimiști, după cum am spus și mai devreme, este doar un scenariu ipotetic. Haideți să ne uităm la partea bună a lucrurilor. Australia nu e un teritoriu străin incendiilor forestiere, de fapt, sunt atât de comune încât au fost integrate de floră de acolo și au forțat unele plante să se adapteze mediilor uscate și aride. Australia a fost nevoită să combată și să supraviețuiască incendiilor catastrofale de-a lungul istoriei sale. Oamenii de știință au prezis că va fi nevoie de cel puțin 100 de ani ca zonele afectate să se refacă și chiar mai mult pentru a inversa impactul emisiilor de carbon. Dar vestea bună este că acest eveniment catastrofal a fost pus în prim plan global, iar oamenii pot lucra împreună pentru a găsi o rezolvare a crizei ecologice din Australia. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!